orice am face, atunci când vrem să fim plătiți pentru ceea ce facem, suntem mici antreprenori. Fie că suntem influencer sau suntem, lucrăm pe cont propriu sau lucrăm într-o companie, putem fi intraprenori, avem câteva superputeri. Cu toții suntem buni la ceva și cu toții avem lucruri de optimizat, de îmbunătățit. Și aici o să vedem o parte dintre acestea. Câtă determinare avem? Atunci când am întrebat cum stăm cu energia, au fost câteva voci, câteva mâini sus. Sunt persoanele cele mai determinate. Sunt șanse că atunci când cineva îți spune că ai putea avea oportunitate să mergi mai departe și acționezi, chiar să se întâmple lucrul respectiv. Dacă stai așa în spate, probabil nu e pentru mine, stai să fiu puțin mai atent, ai pierdut trendul. Cam despre asta este vorba. Dacă toți suntem pe subiectul trendului. Ideea este să vezi oportunitățile, o să mergi mai rapid peste partea asta mai teoretică, pentru că o să primiți și prezentările și se văd aici. Să ții cont de trenduri, de statistici, să treci ușor peste obstacole. Și dacă dăm în spate să reacționăm la cele mai simple lucruri, ce se întâmplă atunci când apar provocări mai mari, este și apar. Și cu tehnologia, apropo, ați văzut că recent Instagram a început să închidă conturi așa, aleatoriu. Conturi mici, conturi mai mari, le-au închis, au cerut verificări și au fost o mulțime de plângeri la nivel mondial. Trebuie să ne așteptăm la lucrurile astea. Pe urmă, cât de pasionați suntem de ceea ce facem? Este mișto să ne inspirăm de business-urile mari. Este cel mai greșit lucru să le copiem, să facem ceea ce au făcut ei. Important este să, cum se spune, să transform pasiunea în business. Ok, dar trebuie să fim mai atent. Pe lângă aceste lucruri pe care ar trebui să ți le bifezi sau de care ar trebui să fii conștient, să vezi cum poți să faci diferența și cu ce te poți tu diferenția. Și eu văd, ai foarte multe idei și nu știi ce să aplici. Discuta colega mea înainte, sunt oameni care tot au idei și nu fac nimic. Sunt și de asta. Ideea este să te oprească ceva în loc. Ca și acea bucată de conținut de pe Facebook sau de pe Instagram, știi, dai scroll, dar ceva te oprește. E bine, hai să vă spun ce fac eu când mă oprește ceva de pe social media. Și eu mai stau pe social media, încerc să fiu cât mai eficient în absolut toate acțiunile și mai învăț. Atunci când văd absolut orice postare sau orice reclamă, mai ales în zona de reclamă, pentru că fără să amplifici anumite acțiuni sau bucăți de conținut, lucrurile funcționează mai greu. Trebuie să fim conștienți de treaba asta. E bine, ce fac? Fac print screen. Și seara mă uit la ce print screen-uri am făcut peste zi. Zic, bă, de ce m-am oprit la chestia asta? De ce m-am oprit la reclama asta? Ce mi-a tras? Atenția, mesajul, imaginea, ce este în imaginea respectivă? Este un bărbat, este o femeie, este un mesaj, este o ofertă, nu este ofertă? Și încerc să-mi fac, uneori le mai scot pe desktop, pe calculator și mă uit la toate. Bă, ce au în comun aceste reclame? De ce m-am oprit? De ce am dat timp din viața mea să mă opresc? Se fac un print screen. Lucrul ăsta îl poate face absolut oricine. De asta să știi ce îți dorești cu adevărat și să începi să fii perseverent, să acționezi prima dată. Pe urmă, disciplina. Suntem creatori de conținut sau nu suntem? Și eu sunt creator de conținut. Chiar dacă sunt și eu al companiei, creez conținut periodic, nu știu câte lume ne urmărește. Da? Mulțumesc. Poți să faci anumite lucruri să se întâmple, dar cel mai important atunci când vrei să lucrezi cu cineva, trebuie să știi ce întrebări să pui, la ce te aștepți. Și mai vine partea asta de adaptabilitate. Pentru că lucrurile se întâmplă atât de rapid încât trebuie să poți reacționa foarte rapid. S-au închis conturile de Instagram, ok, ce facem? Rețelele astea sociale sunt foarte mișto și ne permit să ajungem la, să ne conectăm cu mase foarte mari de oameni. Asta e lucru bun. Dar nu sunt ale noastre. Practic, noi investim timp și resurse sau bani în business-ul altcuiva. Este ok, este normal. Și voi și eu fac treaba asta. Important este să nu punem toate ouăle într-un coș. Și o să vedem imediat cât de importantă este lista cu adrese de e-mail, pentru că acelea sunt ale tale. Chiar dacă le ții în absolut orice tool de marketing, poți să le tragi și la tine într-un fișier. Sau numerele de telefon. Este o altă discuție. Și asta se întâmplă și când se schimbă algoritmii de la Google, se investește în conținut și recomandăm investițiile în conținut de tip blog, pentru că oamenii înainte să... Știți cum se spune? Înainte să-ți dea dragostea și banii, cineva trebuie să-ți dea timpul. Și un schimb între un furnizor de servicii sau produse și un client este la nivel personal, este un schimb de valori. Exact ca și într-o relație. Practic se creează o relație. Tu cumperi de la un brand atunci când ai încredere în acesta. Exact ca și într-o relație personală. Te cunoști, îți place, se întâmplă mai multe touch point-uri, exact cum spune Anca, și se ajunge să-ți întemeiezi o familie. Este să te adaptezi la ce cere piața, la ce cer clienții și uneori, dar neapărat să mai spui și nu.